9.35 și 35 de minute arată ceasul, este marți dimineața, așa că vorbim despre administrația locală. Invitatul meu, domnul Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule viceprimar, credeam că am uitat de iarnă, am scăpat de ea, însă din păcate de dimineață ne-am trezit cu zăpadă la Cluj. Cum au mers de zăpezirile? Din păcate, iarna încă nu a trecut, încă își mai arată forța. Este și normal, practic, până la sfârșitul lunii și începutul lunii martie, încă ne mai putem aștepta la precipitații. Dezăperzile au mers, spun bine, s-au intervenit pe urgențele 1, 2 și 3 în funcție de, de probleme. Aș putea spune că s-a intervenit pe strada Sfântul Ion, Eugen Ionescu, Coșcaroli, de Roșca, Calea Turzii, Calea Făget, Bună ziua, Frunzișului Observator și pe strada Valea Funațelor. Au fost 25 de autospeciale cu care am intervenit azi noapte. Se circulă astăzi, în acest moment se circulă fără probleme. Sigur, nici nu a fost foarte frică să fie un strat de zăpadă consistent. Practic, suntem în grafic, aș putea spune. Spuneți-mi, vă rog, cum au mers dezăpezirile pe durata iernii. Am avut totuși o iarnă plină de precipitații, foarte multă zăpadă a fost o iarnă tipică față de iernile din ultimii 10 ani. Au fost anumite perioade în care s-a intervenit mai greu pentru că stratul de zăpadă a fost foarte mare. A trebuit să se intervine pe o stradă și de 2-3 ori la interval de câteva ore pentru că a nins așa de puternic încât nu făcea față o singură dezăpezire și într-o oră și jumătate stratul de zăpadă era la loc. Una peste alta, cred că se putea să facem și mai bine dezăpezirea, dar suntem, per general, suntem mulțumiți. Nu au fost situații uh, critice. Uh, general, au fost doar câteva puncte unde au fost mai, mai critic, unde autobusul nu a putut să urce, dar una peste alta cred că lucrurile au mers bine din acest punct de vedere. Evident, este loc de mai bine întotdeauna. Ați acordat sancțiuni celor care au erau... Au fost acordate și sancțiuni celor două firme, pentru că nu au intervenit la timp, sigur că da. Au fost acordate sancțiuni și celor care nu și-au dezăpezit trotuarele din fața porții, pentru că este o obligație conform hotărârii de Consiliul Local, ca fiecare cetățean al municipiului Cluj-Napoca să-și facă dezăpezirea pe trotuarul din fața casei. Haideți să vorbim un pic despre colectarea selectivă. Iată un subiect care ne interesează pe toți. În continuare, lumea este destul de reticentă și spune că nu are încredere pentru că vede că toate deșeurile ajung într-un singur camion. Să știți că în ultima perioadă lucrurile nu, nu stau așa, au fost uh, acum un an și jumătate, au fost situații, uh, să spun, aparte, dar vreau să spun că trendul este unul pozitiv și oamenii încet încep să înțeleagă că trebuie să facem această colectare selectivă. Și aș vrea să vă dau câteva date uh, ce s-a întâmplat, pentru că noi am început acest proces de colectare selectivă în încă din anul 2017, am făcut presiuni, să spun așa, pe colectarea selectivă și avem o creștere în anul 2018 față de anul 2017. De 2,4 ori. Practic, avem o cantitate de. 2500 de tone de colectare selectivă în anul 2018, față de 1124 de tone în anul 2017. Evident că se poate și mai bine aici, pentru că ne-am pornit să spun așa de pe un teren plat, de, pe, de la zero, și trebuie să mergem în această direcție. Iar în acest an, în luna ianuarie 2019, față de luna ianuarie 2018, avem o creștere de 60% a gradului de colectare selectivă. Deci, practic, asta înseamnă că, încet, încet, plujenii știu că și înțeleg că trebuie să fie făcută această colectare selectivă. De asemenea, până în acest moment, avem peste 80 de puncte gospodărești îngropate, unde se face colectarea selectivă pe două fracții în acest moment și de asemenea, avem și colectarea selectivă în zona de case. Încă mai sunt sincope în zona de case pentru că nu toată lumea face colectarea selectivă și nu știu toată lumea, cu toate că am făcut uh, uh, foarte multe acțiuni de informare. Ultima acțiune de informare a fost făcută pe strada de Deroșca, pe strada pe calea Făgetului și pe strada Eugenionesco. Um, au fost 115 case la care colegii mei uh, au, uh, au fost vizitate și au bătut la poartă la 115 case. I-au găsit numai pe jumătate dintre ei acasă, l-au lăsat și documente în care să le explice cum se face această colectare selectivă și acest proces va continua și în această săptămână pentru a putea ajunge și la uh, ceilalți pe care nu i-au găsit acasă. Este un lucru absolut important și esențial să fie făcută colectarea selectivă oamenii pot să verifice pe site-ul primăriei sau pe factură pe verso de la factură care sunt zilele în care se face colectarea selectivă sunt zile diferite, iar dacă cetățenii vor scoate gunoiul menajer împreună cu colectarea cu cel colectat selectiv în aceeași zi sigur că cei care ridică gunoiul nu se uită în saci să vadă dacă este colectat selectiv sau este gunoiul menajer, și o să le ape totodată, deci este foarte important să scoată gunoiul menager în zilele în care uh, se face și colectarea selectivă și uh, colectarea pe fracția umedă acest proces va continua. Să știți, colegii mei de la poliția locală împreună cu cei de la de la salubritate uh, au fost de cel puțin trei ori la fiecare asociație de proprietari unde este uh, instalată un punct de colectare, unde este instalat un punct de colectare selectivă uh, îngropat și se vor aplica și sancțiuni în perioada următoare dacă nu vor respecta colectarea selectivă. Uh, mai sunt anumite probleme în unele puncte gospodărești pentru că nu toată lumea pune în interior și mai pun și pe lângă punctele gospodărești avem și câteva probleme în care trebuie să creștem frecvența la care mașina trebuie să ajungă la punctul gospodăresc pentru că sunt asociații de proprietari foarte numeroase și nu este suficient o dată pe zi să se facă colectarea, select, colectarea gunoailor și trebuie probabil să fie și de două ori pe zi. Dar suntem în proces de analiză și cred că în următoarea perioadă vom putea să intrăm într-o linie dreaptă încât să eliminăm asemenea inconveniente. În Occident se practică sistemul că primăria distribuie saci personalizație <coughs> pentru gunoi și pentru categorii de deșeuri. Se va întâmpla asta și la Cluj? Deja se întâmplă. În zonele de case, cele două firme dau saci menajeri gratuit pentru cei care vor să, să, facă colectarea selectivă. Dar procedeul este puțin mai amplu, pentru că în perioada următoare suntem în, conform legii, avem un termen ca până la sfârșitul lunii iunie să facem colectarea selectivă pe cele patru fracții. Aceea suntem încă în discuții cu firmele de salubritate să vedem cum vom putea face această colectare selectivă pe cele patru fracții, pentru că gândiți-vă că vom avea, vor avea nevoie de patru mașini, nu de două um, odată, să vedem ce înseamnă asta ca și tarif în, uh, ca și costuri în tariful de, de gunoi menager și sigur că da, toți cei care Uh, acolo care au condiții, ce din zonele de case, acolo sunt, unde sunt punctele gospodărești îngropate, va trebui să facă această colectare selectivă pe cele patru fracții. Sigur, atunci vor fi saci menajeri cu chip sau cu cod de bară, în care nu vor putea să pună uh, în altă parte gunoiul menager sau uh, colectarea selectivă și vom putea și identifica mult mai ușor pe cei care nu fac această colectare selectivă, având în vedere că vor fi personalizați saci și uh, vom ști exact cine ce pune în, în gunoiul menajer și în colectarea. Deci să ne așteptăm la sancțiuni, dacă o nu fi respectăm. și Sancțiuni, dacă nu respectăm, pentru că uh, trebuie să ajungem din urmă țările mai dezvoltate și nu vom putea, cred că să ajungem din urmă, fără uh, și puțină, puține sancțiune, că se pare că noi, o parte dintre, dintre noi, nu înțeleg că trebuie să facem uh, aceste lucruri. Aș vrea să vorbim un pic și despre plantările de arbori pe raza Clujului, pentru că vine primăvara. Oricât de tare ne-ar speria luna februarie cu zăpada asta de astăzi. Da, deja vine. Să știți că am și început. Mâine, de fapt, vom începe să plantăm garduviu, Mâine vor sosi primii 10.000 de butași de gard viu Și începând din săptămâna aceasta, deja vom pune și garduviu. Am făcut și plantările pentru arbori. În anul acesta avem undeva la vreo aproximativ 800 de arbori pe care vom planta. Aș vrea să spun că la grădinițe deja și la școli am făcut, am plantat de exemplu la Colegiul Angel Salini, la Școala Vaida Voievod, la Gârbiceanu, la Vramiancu, la Dârjan, la grădinița de pe strada Năsăud, la Liceu Nicolae Bălcescu, la grădinița de pe Rovine, de pe strada Cojocnei. De pe, de la grădința de pe București, la Edmond Nicolau, de pe Moților, de pe Corneliu Coposul numărul 20, la Liceul Nisifor Ghibu, la Liceul Energetic, la Colegiul Raluca Răpan, la Școala Titulescu, la Școala Brâncuș, la Liceul Blaga, la grădinița de Tunata, la grădinița și creșa de pe Herculane, la Pedagogic, la grădinița de pe Sighișoare și la Școala Generală de pe Strada Zorilor. Au fost deja plantați arbori cu balot de mari dimensiuni. 61 de bucăți au fost, uh, au fost plantați deja, pentru că consider că uh, orice investiție pe care o facem la școli, în a facem spațiu verde și un spațiu de calitate, va fi în avantajul copiilor noștri pe care îi avem la școală, va putea să aibă și pauzele mult mai frumoase și până la urmă să aibă și mai mult oxigen să poată concentra mai, mai bine. Deci acest proces va continua și anul acesta. De asemenea, mai avem în în desfășurare pentru 3.000 de arbori cu, cu balot uh, și din toamnă și în primăvara anului 2020 vom face și aceste plantări de cei 3.000 de arbori. Acum să terminăm pe cei 1.500 de licitația veche, după care urmează și licitația nouă și vom face plantări. Practic, sper cu aceste plantări să putem elimina um, orice gaură, să spun așa, în trotuar, care a fost prevăzută pentru arbor și nu este plantat un, un arbor acolo. Suntem în acest proces și cred că vom reuși să finalizăm aceste plantări la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Există material dendrologic și pentru asociațiile de proprietari? Știu că anii trecuți se practică. Există, trebuie să facă solicitare și acolo, în măsura în care uh, locul permite să planteze gardiu, vom face și uh, Plantele și vom da și asociațiilor de proprietari materialul dendrologic. Aș mai dori să mai abordez un subiect împreună cu dumneavoastră pentru că este de mare interes. Este vorba despre Centrul Cultural Transilvania, cel care va găzdui și Filarmonica. Se apropie de final, îl vedem cât de curând. Este un proiect extrem de mare. Evaluarea lui în acest moment este undeva la 62 de milioane de euro, adică o sumă imensă mai ales că municipiul Cluj-Napoca anul trecut a pierdut 28 de milioane de euro din alocările pe care a trebuit să le facă. Acolo licitația este împărțită în două. Odată facem o licitație pentru concesionare de lucrări pentru clădirea de birouri sau hotel pe care este prevăzută în PUZ acolo, după care va urma licitația de proiectare pentru filarmonică și licitația de, pentru execuție filarmonică. Uh, cu banii pe care vom obține din uh, redevențele pentru clădirea de birouri sau de hotel, vom putea să începem și lucrările pentru această investiție uh, extrem de importantă, de utilă pentru municipalitate și pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca uh, și, bineînțeles, și pentru actul artistic care urmează să desfășoare acolo. Am lansat deja licitația pentru concesionarea de lucrări pentru clădirea de birouri și pentru sau, uh, sau hotel. Este o concesiune pe 40 de ani. Valoarea minimă de la care se pornește pentru redevențe este de 130.000 de euro pe an și, practic, sunt două condiții pentru atribuirea contractului, odată valoarea redevenței și factorii de mediu, sunt cele două elemente care se iau în, în considerare și aș invita toate firmele interesate să verifice cum și ce anume vrem să facem acolo, pentru că este o investiție de tipul win-win, adică se câștige și municipalitatea, dar se câștige și investitorul care vine să facă această investiție. Termenele pentru depunerea documentației este de 15 martie. Așa sunt termenul, acesta este termenul pentru până la care se poate depune documentația. Haideți să le ascult, să le reamintim ascultătorilor noștri unde va fi uh, uh, situat acest este centru. Este pe Bulevardul 21 Decembrie, acolo unde a fost uh, corpul uh, armatei. Practic a rămas uh, doar o clădire în partea de din față. Intrarea se poate face și dinspre Năvodari, practic acolo unde noi am amenajat acel parc, uh, parking, acea platformă de parcare temporară, acolo practic va fi și uh, filarmonica și acolo va fi și construite clădirea de birouri sau, de, sau hotel, sigur, în funcție de uh, cum își fac uh, calculele cei care doresc să investească. Foarte multe lume a întrebat de ce nu se găsesc fonduri pentru filarmonică fără să fie necesară asocierea asta cu un hotel sau cu un. Nu este o asociere, aș vrea să fie foarte clar, nu este o asociere pentru că uh, este o concesiune de lucrări, practic sunt două proiecte separate. Inițial au fost împreună, dar acum uh, sunt, cele două sunt separate pentru că oricum avem nevoie de partea de finanțare, ori uh, să spun așa, nu este treaba primăriei să construiască clădiri de birouri și să construiască hoteluri. Asta este investitorilor privat să facă aceste lucruri, nu-i treaba primăriei să facă aceste investiții și cred că un hotel sau o clădire de birouri este complementară cu activitatea unei filarmonii și a unei construcții așa cum este cea de la, de la filarmonică. Și Clujul încă are nevoie de clădiri de birouri și are nevoie și de hoteluri. De aceea, asta a fost și concursul de soluții care a fost declarat câștigător, filarmonică și o clădire de hotel sau birouri lângă. Și se demolează practic acea veche clădire a clădirea garnizoanei? sau? nu se demolează, partea din spate este demolată, clădirea veche rămâne, acela va face parte dintr-un alt proiect pe care îl va desfășura municipalitatea, pentru că aceea este o clădire monument istoric. Uh, am fost inclusiv în partea de subsol, în beci, are o cupolă extraordinar de mare, pe o lungime de vreo 150 de metri, un beci îngropat, este o adevărată bijuterie și cred că astăzi va fi foarte complicat să mai Că cineva asemenea, asemenea clădire. Și de aceea clădirea aceea rămâne, practic hotelul este în spate și va veni în partea superioară peste această clădire și va fi integrată în, în peisaj. Deci, eventualul investitor trebuie să, cont, să includă acea clădire nu, în proiect. Nu trebuie să o includă, că este treaba este municipalității să o facă să facă acest lucru. Investitorul trebuie să vină să construiască clădirea de hotel sau de birou, așa cum a fost din punct de vedere estetic, câștigată în concursul de soluții va putea să-și pună amprenta lui la partea de interior, la cum dorește să-și amenajeze partea de interior, cum dorește să amenajeze spațiul verde de pe acoperiș, să fie terasă verde circulabilă sau, știi, o fațadă, fațadă verde. Aici, se spune așa, este uh, libertatea investitorului să se joace, sigur, cu ghelemele de rigoale cu această construcție. Și acestă, această spațiu, această clădire, monument istoric, ce destinație îi va găsi primăria, dacă v-ați gândit? Aici suntem în, mai, suntem în discuții cu, inclusiv, cu cei de la monument, cu colegii mei de la, de la Urbanism, încă nu am stabilit clar ce vom face cu această clădire. Urmează în perioada următoare să stabilim și acest aspect. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.